33 de lina tanti umbra, nutre zilei miscând le umbra care zace miei, ce oraș pereți fumurii, cam așa e și singurătatea noastră într-o nucă, o țipătul cocoșului rămas pe zidul sub formă de cuie și frumusețea ei care pleacă, sfârșitul răspunsului cu să dispară liniștea din biblos. Văzui în oglinda așezată într-un horn o imensă piele de om din care iese luna. Eu o priveam cu împrăștiații ochi. Sfârșitul de secol mă prinde încetate lângă școala de orbi, segmente de viață flancate de unități militare. Nici nu știam că vor ieși colibanții pe acoperișul castelului. Scăpat de la o fereastră mai greu un cuvânt, destramă-se în săbii de noapte și vânt, încât printre poarele iernii săraci cu duhul se caută în absolut tot văzduhul. O femeie venind dinspre sat își descoperește umbra să le prindă în ea. Iar într-o piață umbunit de tăcere, purtat pe brațe de o sprintenă butulugă, eu îi priveam cu împrăștiații ochi. Stradă tăcută între șiruri de geamantane, așa cum un mozaic de coranul ar purta cineva pe fața lumii. Față în față cu femeia de sticlă și râzând cum îi joacă uleiul în ochi, îmi aud râsetul care se sparge de zidul unui proverb asiatic, însă sfârșitul răspunsului fu să dispară liniștea din Biblos. Cum mă priveai bucată cu bucată,